Ok, deci astăzi să-i voi da lui mai aceste bucăți din carne de vită. Sunt ca niște sticks-uri sau un fel de chipsuri. Să sunt foarte sănătoase și are un husky pe ambalaj, foarte tematic. Hai să vedem reacția ei. Toată bucată dintr-un ambalaj, cam așa arată. Hai să vedem. Ia. Unde se duce acum? Până acum pare că îi place. Hai, se mai dăm o bucată? Bun, hai. Mai dăm o bucată, bucata a doua. Hai. Nu stă pe loc. Mai vrei una? Hai, hai.
Și de regulă, astea se folosesc drept recompense, dar pentru că azi e prima oară când îi dau și pentru că îi place foarte mult, o să-i dau și ultima bucată și o să-i mai dau o pungă întreagă. Bun, deci am început o pungă și am pus-o în conservare alături de 3 ouă ca să-i completeze o masă. O pungă are undeva la 100 de grame de gustări din acestea. Deci, cum am spus, sunt doar pentru recompensă, dar pentru că, na, cum am zis, îi place foarte mult și prima dată când îi dau, am zis să se sature din ele. Na, unde pleci? Ești la cameră, uite aici, ia-o, ia și nu pleca, că nu te las. Ultima bucată. Aici. Deci văd că îi plac la nebunie. Dar de azi înainte le va primi doar atunci când va fi recompensată. Gata, te-ai săturat deja? Nu e nimic acolo. Grab.
după acest degustor trebuie să aibă la îndemână apă, pentru că gustările sunt foarte sărate și atunci se va face sete. După cum am spus, s-a făcut sete. Acum se va pune să doarmă, după ce am mâncat.